Sunt acolo, să vă spun sincer. Și ați văzut în prezentările care le-am făcut, au fost și prezentări care au încercat să arate niște lucruri practice care noi le facem. Și de-aia am și ales titlul acesta, care merge, văd, bravo, care este tratamentul mini-invaziv la nivel de 2019 în litiaza urinară. Litiaza urinară, știți foarte bine, dumneavoastră, ca nefrologi și ca urologi, este extrem de frecventă astăzi. Nu se poate ca zilnic să nu vedeți un bolnav cu microlitiază, litiază de toate tipurile, oriunde ar fi ea. Și trebuie să știți că, din păcate, acest tratament este necesar uneori. Cum, pe de altă parte, diagnosticul de litiază este un lucru frecvent astăzi. Încât, dacă ne uităm la ce înseamnă experiența din clinica noastră, este o experiență care este relevantă, zic eu, pentru toată lumea. Și sigur că după mai mult de 25 de ani de experiență, putem să vă spunem cam ce e nou comparat cu ce a fost deja făcut. Ăsta are baterie? Cred că s-a terminat și bateria asta. Hai, nu, văd că merge din când în când. Bun, care sunt indicațiile la noi în clinică? Deci, în principal, pentru ureteroscopia semirigidă, ce înseamnă aceea care se introduce pe ureter, da? Este cea care se face cu aparatele deja clasice, care le știți, ureteroscope semirigide. În primul plan este litiaza ureterală și vreau să vă spun că după toate discuțiile care le-am avut la toate nivelurile, în comparație cu cea flexibilă, după mine, un ureteroscop semirigid este mult mai util în marea majoritate a cazurilor decât unul flexibil. Deși trăim în era, știu eu, flexibile, 4K și așa mai departe, tot felul de descoperiri. Sigur că și celelalte indicații care le-am pus aici sunt importante, se pot face cu tot felul de tipuri de, după cum vedeți aici, de ureteroscope semirigide, dar un ureteroscop semirigid are niște avantaje foarte mari față de unul flexibil. Dacă ne uităm pe ghidul EAO, pentru că vreau să vă spun că Societatea Română de Urologie are un merit absolut extraordinar, faptul că tot ce facem, facem după ghidul Societății Europene de Urologie. Adică este una dintre societățile care, în care ghidul european este un fir roșu a ceea ce noi facem în practica de zi cu zi, un lucru absolut remarcabil și, după cum vedeți, în toate situațiile de litiază ureterală, fie că e proximal, fie că e distal, ureteroscopie e pe primul plan. Deci, practic, și la America, și în Franța, și în Germania, unde vă duceți, ureteroscopia aceasta este pe primul plan ca indicație terapeutică. Un lucru cu totul remarcabil. Dacă ne uităm la tipurile de ureteroscope, am pus aici așa cum pune fiecare chirurg, cele mai frumoase imagini. Că așa e, când prezinți trebuie să fie cea mai grozavă, mai puțin pun complicațiile. După cum vedeți, este un ureteroscop semirigid, cum e aici, dar digital. Digital care înseamnă că imaginile cu care le vedeți aici sunt niște imagini absolut de vis, care îți arată fiecare element al litiazei respective și sigur că acest endo-eye este, după noi, cea mai bună sculă la ora actuală din punct de vedere al ureteroscopiei semirigide. E cam gros, dar este într-adevăr, se apropie sau este egal cu cel flexibil digital. Iată imagini, aspecte, încă din 2011, de când foloseam litoclastul, vedeți foarte bine sus aici, după care, sigur, să văd diverse aspecte intraoperatorii. Eu totdeauna încerc să prezint în fața dumneavoastră ceea ce trăim noi zi de zi. Și cred că imaginile și mai ales aspectele video sunt, zic eu, cele mai semnificative într-o astfel de prezentare pentru oricine. Acum, dacă ne uităm la litiaza renală, deci calculii situații în rinichi. În litiază renală, ureteroscopia flexibilă, după cum vedeți aici, este peste tot. Absolut peste tot. În indicațiile Asociației Europene de Urologie. Sigur că poate pentru anumite tipuri de calcul, cum este acesta peste 2 cm, pe primul plan este abordul la percutanat în care, sigur, se intră direct în rinichi,
Dar pentru celelalte este evident că în 2019, iată ghidul, ureteroscopia flexibilă digitală și-a căpătat primul loc în tratamentul oricărui tip de litiază, unde ar fi ea situată și din orice structură ar fi calculul. Iată tipurile de ureteroscoape cu noile generații, aspecte intraoperatorii din clinica noastră, în care se vede foarte clar aspectul de la fiecare tip, la fiecare ureteroscop, cam cum arată. Sunt foarte multe variante cu diverse, în sfârșit, posibilități tehnice, dar după cum vedeți, rezultatele, după cum vedeți, imaginile sunt absolut, absolut extraordinare ca imagine intraoperatorie, deci o șansă foarte mare de rezolvare. Am pus pentru dumneavoastră pentru că una dintre întrebările majore la diverse congrese internaționale este: bine, domnule, foarte bine, vii cu ureteroscope flexibile, care e mai bun? Pentru că, uite, eu sunt la început și vreau să-mi cumpăr un ureteroscop flexibil și să spui care e mai bun. Și v-am dat un studiu aici, care sigur că a fost sub conducerea lui Traxe, v-am spus, profesorul Traxe, cred că este unul dintre cele mai mari personalități europene în acest domeniu. Iată, sunt 7 ureteroscope care le-a evaluat. Noi avem vreo 3 dintre ele, 3 tipuri. Sigur, și a văzut, a încercat să răspundă la întrebarea care dintre aceste ureteroscope au calitatea cea mai bună. Asta este concluzia lor, o concluzie, un studiu multicentric, după cum vedeți aici, sunt autori din Italia, din Franța, din Germania, sunt puși aici. Și prima concluzie, care și pe mine m-a impresionat foarte tare, no differences in terms of scores. Deci, i-au făcut un scor ca să le evalueze și n-au găsit diferențe majore. Sigur că, din punct de vedere a aspectului digital, ăla digitalului e mult mai bun, e adevărat, dă imaginea mai bună. În afară de, are, sigur, aici sunt diverse tipuri de ureteroscope cu diverse performanțe, nu vreau să vă plictisesc cu asta. Ce vreau să vă spun numai că, în principiu, cele 7 ureteroscope care sunt la ora actuală, de a evaluate aici, sunt apropiate ca performanță. Un lucru care este foarte important. Mai mult decât atât, când s-a luat în discuție, vedeți că aveți multe cazuri, și dumneavoastră și noi, calculi în calicele inferior. Calculul în calicele inferior e foarte greu de tratat uneori. De ce? Ca să ajungă în calicele inferior, trebuie să fac un unghi mare cu ureteroscopul. Deci eu vin pe ureter și apoi fac un unghi, uneori un unghi foarte ascuțit. Ajung chiar la 180 de grade, poate și mai mult, ca să distrug calculul. Ori asta înseamnă un efort foarte mare din partea ureteroscopului. Deci odată să-l angulez și al doilea vă dați seama că prin el trece o fibră laser. Și asta mi oprește un pic din angulare, că totuși e o fibră acolo. Dar, analizând aceste 9 ureteroscoape de data asta, s-a observat că toate ureteroscoapele optice, ce înseamnă optic? Deci care nu e digital, care are imaginea rotundă, nu e cu chip in the tip, adică nu e imagine CCD digitală, în afară de pe 6 în sfârșit de un tip, sunt posibile, poate să acceseze ce? Poate să acceseze calice inferior. Sharp înseamnă foarte scurt, da? De asemenea, sigur că în afară de XCU, care ăsta e digital, XCU, și ele mai greu accesează. De ce? Cele, așa e în viață. Nu poți să le iei pe toate. Cele digitale, deci care au imagine formidabil de bună, sunt un pic mai groase și au o manevrabilitate intrarenală mai mică. Asta e. Alelaltele sunt mai ușor. De exemplu, dacă vă uitați la LithoView este cel care o să vi-l arăt și mai devreme, este cel care e de unică folosință. Ăsta este mai bun decât toate. Ăsta are 270 cu 270. Deci vă dați seama, se poate răsuci absolut perfect și într-o parte și între alta. Bun. Deci, dacă ne uităm la experiența noastră, referitoare la ce? La ureteroscopia flexibilă. Deci, până acum am vorbit de cea rigidă, aia semirigidă, dar există situații în care nu poți să pătrunzi cu cel rigid. N-ai cum. De ce? Fie că sunt anomalii ureterale, fie la gravidă, poate să fie o posibilitate ca să nu poți să intri, în
obezitate, deși aici e mai greu, în schimb în deformările scheletice. E uneori imposibil să faci ureteroscopul. Bolnavul este într-o poziție îngrozitoare, trebuie să intri cu flexibilul ca să te duci până sus în rinichi. Pe de altă parte, dacă vă uitați la, avem încă situații și de ce să nu le recunoaștem, încă operații clasice. Da, în România, când am fost întrebat dacă să fac operații clasice pentru litiaza ureterală, am zis da, încă să fac. De ce? Da, pentru că ori n-au aparatura necesară, ori nu poate să ajungă în calcul, ori, de ce să nu o recunoaștem, scoaterea unui calcul chirurgical deschis, într-un caz grav, cu infecții, cu ce știu eu, cu ce probleme, e mult mai simplă. Ai scos calculul și ai drenat imediat. E mai puțin traumatică pe bolnav. Endoscopic, dacă intri și ai un calcul și deasupra este urina tulbure, purulentă, te oprești. Tot ce înseamnă manevră ca să spargi un calcul, având deasupra urină tulbure, e rău. Poate să intre în șoc. Septic. Și atunci, în condițiile astea, una din limitările ureteroscopiei este ce se întâmplă cu urina de deasupra calculului. În clipa aceasta este lege. În clipa în care deasupra urina e purulentă, îi pui sondă Cook, deci drenezi și îl operezi altă dată. Deci, revenind la această mai devreme, uitați-vă la cazuri din clinica noastră, cum arată ureterul, cum poți să baci un ureter semirigid pe aici. Sau malformații de genul ăsta, cum desfaci picioarele aici? Imposibil. Sau ceva de genul ăsta, o malformație în care unul dintre orificii este absolut punctiform. Sau am pus aici numai câteva dintre sutele de cazuri la care a trebuit să operăm cu flexibil. Pentru litiază renală. Am dat un exemplu aici, vă rog să fiți atenți. Ăsta este calicele inferior. Aici, uitați-vă, pot să văd cu ureteroscopul flexibil inclusiv intrarea lui în bazinet. Deci asta e juncțiunea pielului ureterală. Deci are atâta posibilitate de curbură încât eu pot să intru în rinichi și într-o curbură maximă pot să văd inclusiv zona de juncțiune pielului ureterală. Deci este absolut impresionant. Dar dacă revin la indicațiile noastre, sigur, avem aici, nu contează, vedeți, era o întrebare foarte importantă. Ce te faci dacă ai o piatră pe ureter, intri cu ureteroscopul semirigid, cum v-a spus mai devreme, și ai făcut la fugere rinichi? Ce spui bolnavului? Dom'le, știi, ți-am pus sondă Cook, te duci la SVL, te duci în altă parte, n-a pus să te rezolvi. Nu există așa ceva. Deci în clinica noastră, în secunda a doua, se introduce flexibilul și se sparge piatra imediat. Deci nu se poate unui bolnav care vine la tine cu un calcul ureteral, tu să-i spui, a fugit, gata, lasă, spun sondă, cum mai vedem. Am introdus chestia asta. Pentru că dacă ai toate posibilitățile tehnice, nu poți să nu încerci să rezolvi bolnavul complet. Sigur că există calculii sub 2 cm, asta e indicația și peste tot în ghid, în ghidul european, dar noi facem calcul și de 2, de 3 și chiar mai mari, pentru că aici vine și, sigur, iar o discuție importantă, opțiunea bolnavului. Vine bolnavul și spune, domnul doctor, eu nu vreau să mă operez de niciun fel cu gaură pe rinichi sau să mă duc să-mi facă SVR și după o săptămână să vin cu Steinsase, cu calculii care s-au scos, o nenorocie. Vreau să-mi faceți endoscopii. Bun, și eu îi spun, domnule, are 3 cm, nu poți să ți-i faci dintr-o ședință. Nici o problemă. Și atunci există litiaza renală care poți să operezi etapizat cu flexibilul, dar trebuie să ai acordul bolnavului și dorința lui, bineînțeles. Bun. Dacă ne uităm la următorul slide, aici este indicațiile speciale în clinica noastră, în obezitate, în coagulopatii, în corp străin, calculi care s-au făcut pe sonde Cook, în diverticul calicial, iată, se poate opera fără niciun fel de probleme ureteroscopic, în deformări și așa mai departe, în toate malformațiile posibile, și inclusiv în calcul care se formează pe urinarii diverși. Și la noi, cel puțin, este un centimetru cub, se distruge de calcul, după cum vedeți în acest film, cam în jur de 35-40 de minute, un centimetru cub. Sigur că de aici e limitarea de timp. De obicei,
cam la o oră, o oră jumate noi ne oprim și sigur facem timpul 2 dacă nu am reușit să finalizăm într-un singur timp. Dar depinde de structura calculului. După cum vedeți aici, acest calcul este un calcul foarte friendly, cum le spunem noi. Se sparge foarte ușor. Nu e niciun fel de problemă. Deci mărimea calculului nu e dictată neapărat sau distrugerea lui completă de ce? De mărimea lui, ci de structura lui. Cine face ureteroscopii zilnic și are o experiență, poate să explice foarte clar, dom'le, am un calcul de un centimetru și am stat la el 45 de minute, o oră, ca să sparg negru ca tăciunele. Am avut un calcul de 3 centimetri, l-am spart în 25 de minute. Depinde de structura lui. Foarte important mesajul. Iată, de exemplu, doi importanți reprezentanți germani, Andreas Gorz, ca să e unul dintre cei mai importanți din, de la Hamburg, arată deja pe un studiu pe litiază multiplă că au avut un rezultat de 74,4% din prima ședință pentru litiază multiplă. Deci se poate face și litiază multiplă. Michael Grasso, care iar este un reprezentant important al urologiei americane, tot așa, dacă cum vedeți, clearance-ul, deci rata de clearance la bolnavii care au litiază peste 2 cm și mai mari, iar la el este 1,6 proceduri pentru a distruge complet piatra și sigur că aici aveți 94, 93, 83, 81 de rata de clearance. Dacă vă uitați la Olivier Traxe, tot la fel, în litiază care are mediu 26,3 cm. De ce vă dau aceste date? Pentru că în toate ghidurile scrie 2 cm și la europeni. Și sigur că atunci când operezi un bolnav, trebuie să ții cont de ghid. Dar nu totdeauna ghidul e bun sau e adevărat. Cel puțin trebuie să adaptezi uneori ghidul la caz și la experiență. Sigur că în situația asta eu v-am dat niște exemple de mari corifei a urologiei mondiale, care chiar dacă sunt din Europa și trebuie să facă ghidul, ei fac și altceva, nu numai ce-i în ghid. Vedeți? Iată, până la 96%, 97% la calculi mean stone size de aproape 3 cm. Cine? Olivier Traxe. Da? Dacă ne uităm mai departe, Bagley este unul dintre cei mai mari urologi, endo-urologi americani, care sigur la fel, la nivel de 2018, 94% din reușește în al treilea, vedeți, ajunge și a treia ureteroscopie. Asta e foarte scumpă, dar își permit să ajungă la acest rezultat. Și sigur, nu în ultimul rând, Guido Giusti, care iar este un italian extrem de cunoscut și urologii știu foarte bine, care ajunge tot așa la 9,5% și în primul studiu și în al doilea studiu, la fel, 91,5% în recent. Deci, am spus lucrurile astea pentru că noi lucrăm cu holmium, laserul holmium. Dar acum etapa următoare este tulium. Tulium este un alt tip de distrugere. Noi nu avem, cel puțin încă nu, e comandat, un tulium care să aibă posibilitatea să-l comparăm cu acel laser clasic, între ghilimele. Vedeți, uitați-vă la rezultat. Tulium, care este acum pe primul plan, este, iată, rata de fragmentare de 3 ori mai mare și posibilitatea de prelucrare a calculilor e de 4 ori mai mare. Dacă ne uităm aici, vedem de asemenea că în studiu care, sfârșit, asta a fost studiu CRUS, studiu european, de fapt e un studiu mondial, că sunt și american, Graham Preminger și așa mai departe, în care se vede că ureteroscopia are numai 3,5% rată de complicații, care înseamnă extrem de puțin și dacă te uiți, succesul tratamentului 90% și nu pe un centru. Aici au fost, dacă vă uitați cu atenție, sunt aproape 12.000 de pacienți din 114 centre, din 32 de țări. Deci nu poate fi comparată experiența asta cu nicio altă expert opinion din alte părți. Sigur că merge și la diateza când ai bolnavi subaticoagulante, ureteroscopia poate fi folosită, flexibilă. Și iată ghidul 2019, inclusiv în severe obesity, deci în obezitatea severă, e strong recomandare. Și dacă ne uităm aici, vedem din rezultatele noastre, de la clinica noastră, uitați așa ceva,
am tot operat, că asta e, mai sunt și situații de genul ăsta. Rata de stone free este 93-95-90%, cel puțin la fel ca cele din centrele de cea mai mare experiență. Acum, sigur că pentru situații speciale, și sigur dumneavoastră ați avut în, și aveți în practică, aveți calcul în calice sau calcul pe rinichi în potcoavă sau calcul pe rinichi pelvin. Iată, din experiența noastră, avem în acest moment 61 de cazuri de calcul în diverticul, la care, după cum vedeți, diverticul, sunt toate pozițiile posibile de diverticul calicial, care au fost operați în această manieră. Vedeți? Endoscopic, se incizează, e un mic orificiu care comunică între calice și diverticul, se incizează acest orificiu, se pătrunde în cavitatea diverticulului și acolo, o să vedeți imediat, după ce s-a incizat cu laserul, calculul, iată, ăștia sunt calculii de acolo, se fragmentează cu laserul și, bineînțeles, după aceea se extrag cu diverse device-uri care sunt fie sonde zero tipuri, fie alte tipuri de device-uri cu care se extragă acești calculi, să rămâne stone free, adevărat stone free. Sigur că există aceste situații din cazurile de la noi din clinică. Vedeți? Trebuie să intri cu flexibilul, pentru că nimic nu îți permite să intri altfel în vezica urinară. Și cazuri care, sigur, au fost operate cu ureteroscopul flexibil, cu teaca montată direct pe el și am intrat direct cu ureteroscopul flexibil, cu teaca, cu tot. Și dacă vă uitați aici, aveți de asemenea toate tipurile de malformații posibile, de rinichi în toate pozițiile posibile, în care sigur că avem peste 100 de cazuri, în care sigur că ureteroscopia flexibilă poate fi un element important de tratament. Laserele, vorbeam de, sigur, de laserul Holmium, care este de primul, el este așa numitul standard în ce avem noi în lucru, dar sigur că acum sunt alte tipuri de laser, mai ales Thulium TM, care au altă lungime de undă și laserele în 2019, astăzi se vorbește foarte mult de Thulium, spunându-se că Holmium e deja history. Să vedem, o să vedem. Dacă ne uităm pe acest slide, că tot era vorba despre ce știm noi din trecut, da, Siracuza 2012, iată laserele făcute de ei atunci, cum luau foc corăbile care îi atacau. Absolut impresionant. În 2018, astăzi sunt două lasere din clinica noastră, care sigur că sunt ca laserele Holmium, cu avantajul, dacă vedeți aici, în distrugerea, practic, în dusting, că ăsta e idealul. Când încerc să tratez un calcul, idealul să-l fac pulbere, cum aici. Dacă reușesc să-l fac pulbere, el se va elimina ușor. Dacă îl fac însă fragmente, e mult mai dificil. Fragmentele trebuie să le apreciezi în funcție de raportul dintre între fibra laser și fragmentul rămas. Așa calculezi cam cât de mare e. Și bineînțeles că, dacă ne uităm aici, o să vedem cam asta e evoluția la laserele moderne. Este acest long pulse lithotripsy și în care, sigur că sunt mai multe variabile, nu mai insist asupra lor, ceea ce este important de reținut, ca în acest moment, ca să vedeți cât de complex este situația, avem, am dat cam repede, numai o secundă, să mă sper că merge și înapoi. Merge înapoi? Nu merge înapoi. Ba. Hai, măi. Da, da. Vedeți? Asta e în 2019. Avem 8 combinații posibile. Cine face o ureteroscopie flexibilă trebuie să știe să joace cu aceste combinații. Dar știți de ce? În funcție de fiecare piatră. Nu e așa că am pus o setare pe DAS sau am pus o setare și nici vorbă. Fiecare calcul are personalitatea lui. Încât, iată, care este situația în 2019, dusting, fragmenting, cum e aici, sau popcorn, cum e aici, vedeți? Fiecare având alt tip de puls, deci altfel se reglează, altă energie sau altă frecvență. Deci, de ce v-am dat exemplul ăsta? Numai ca să vedeți cât de complex s-a ajuns astăzi.
ceea ce era până acum așa că ai să lovezi piatra și să fixezi înainte. Bun, care e tehnica noastră? Deci, o posibilitate este dancing. Ce înseamnă dancing? Mă duc cu fibra pe suprafața calculului dintr-o parte într-alta și distrug calculul în felul ăsta. Ăsta ar fi dancing. Alt tip de distrugere a calculului... Hai măi, merge odată. Da. Poți să mă ajut, te rog frumos, că decât să ofrec o chestie asta, mai bine dai tu cu deștul. Așa. Ăsta se numește chipping. Ce înseamnă chipping? Se lovește din marginea pietrei. Vedeți? Și se sparge încet, încet, din margine către centru. Ăsta ar fi a doua posibilitate de rezolvare a pietrei. A treia posibilitate este fragmenting. Ce fac? Mă duc cu fibra laser și încep să lovesc în el, încercând să-l desfac în bucăți, cum e aici, se vede foarte clar cum e aici, exact aici, asta e procedura. Astea sunt pentru calculi care sunt friendly, după cum vedeți. Iată, o piatră care s-a făcut absolut pulbere. Uitați-vă rezultatul. Iar ultimul aspect este popcorn, în care de asemenea, iată schema sus, exact ca în schema de aici facem noi. Uitați-vă cum se distruge piatra cu acest... Ce înseamnă popcorn? Adică piatra se distruge când se lovesc fragmentele alea de fibra laser. E ca la popcorn. Bun, mai departe. Sigur că avem cea mai recentă inovație, este bineînțeles Moses Effect, este un tip special de laser, nici nu vreau să mai insist asupra lui. Pe mine mă interesează doar să spun doar că la ora actuală suntem în epoca Thulium. Deci discuția noastră despre Holmium cred eu că s-a cam încheiat. Și în acest moment, acest laser nou care este aici și care sper să vină și la noi în clinică, în curând, este... Iată, are 4 parametri superiori din lasul Holmium, deci cu el, de 4 ori mai repede distruge piatra, deci cu el, sigur, ghidul va fi depășit. Sigur, într-un an de zile sau doi, ghidul EAU 2019 va fi history. Mă refer la mărimea calculului. Și pe de altă parte, vreau să vă spun că la atâția calculi care i-am arătat aici, am rupt o mulțime de ureteroscopi. Nici nu vreau să mă gândesc câte. Și dacă vedeți aici, distrugerea lor este foarte simplă, cu diverse, el costă vreo 16-17.000 de euro. Vă dați seama bucuria? Și aici, iată ce se poate întâmpla. Vedeți? Datorită angulării, pentru că eu am tratat un calcul în calice inferior, s-a rupt fibra. Rupându-se fibra, a dat gaură unde? Aici. În locul unde capătul fibrei este rupt. Când a dat gaură în el, poți să-l arunci. Este un dezastru foarte scump și foarte greu de întreținut și mai ales de apărat. Și dacă vă uitați aici, avem și ureteroscop, de exemplu, un XC, care a ținut 198 de proceduri. Iată, e cel care, cred că doctorul Mulțescu l-a fotografiat și este cel din imagine. Acum, sigur că cam pe aici suntem noi. Vedeți, în cărți scrie la 40 de proceduri, 50, îl arunci, să strică. Dacă ai tips and tricks, care n-am timp acum să le spun, ajungem până la 140 până la 200 de proceduri. Single use, da, avem experiență cu mai multe tipuri de single use în acest moment. Sigur că aici am pus câteva dintre ele, LithoView, NeoFlex, SemiFlex, în sfârșit. Care este avantajul acestor single use? Este faptul că această tehnologie, pusă nu este în ultimul timp, am făcut o mulțime de cazuri cu el, aspect din clinica noastră vi le-am arătat astea și iată aspect din tipul operației, sper să meargă, dacă nu merge, nu e niciun fel de problemă. Important este că finalul este ăsta, PSA for Stones, înseamnă Personalized Stone Approach. Asta este astăzi. De ce single use? Pentru că oricare dintre dumneavoastră ar dori, la ruda dumneavoastră, ca ureteroscopul să nu fie nevoie să-l sterilizezi. El vine deja steril. Deci ai o problemă foarte importantă deja rezolvată. Mai departe, maintenance, deci e ușor. Folosești odată și la revedere. Mai departe, poate să aibă o viziune mult mai, adică o mare manevrabilitate, chiar mai bună decât celălalt. Și sigur că astea sunt niște avantaje foarte mari. Asupra prețului nu mai insist.
Și în final, Spice-ul pentru aparatul urinar înalt, noi l-am introdus acum câțiva ani. Sigur că el este cu aceste aspecte care arată ce? Arată posibilitatea de a vedea mai mult decât ochiul liber. Iată aici aspecte interesante de tumori. Iată și aici, și aici, și aici se vede foarte clar. Diferența între lumina normală și lumina cred că e în clar aici. Aici la fel, iar alte aspecte. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, Avicenna Robot, deci robotul care probabil că ați auzit de el în ureteroscopie, prin care, sigur că am dat aici numai trei nume, Traxel, Reisweiler și Preminger, care sigur că au lucrat cu acest aparat. Cu avantaje extraordinare, că poți să stai pe scaun, nu te apropii de bolnav, dirigezi ureteroscopul fără probleme, nu te obosești, poți să abordezi orice zonă și fără iradiere. Iar un lucru extraordinar. Și aici alte avantaje cu controlul irigației, care e un lucru extrem de important pentru noi în urologie. În final, eu consider că ureteroscopia, cu lucrurile noi care vi le-am arătat acum, este practic viitorul endourologiei pentru aparatul urinar înalt. De asemenea, în lumina noilor descoperiri, nu mai văd limitarea de mărime. În lumina noilor descoperiri, nu mai văd limitarea de, să zicem, bani. Și tot în lumina noilor descoperiri, nu mai văd de ce să nu folosești acest ureteroscop peste tot. Sunt extrem de încântat. Vă spun cu mare plăcere în suflet că ureteroscopie flexibilă se face azi în mai multe locuri în România. Se face și în București, se face și în provincie, un lucru extraordinar. În două centre, cei care am învățat eu și care au continuat tradiția, în alte centre, sigur, se face acest lucru. Un lucru extraordinar de frumos. Este, și vreau să vă spun ca ultim mesaj, un ajutor enorm pentru bolnav. Tehnologia te ajută ca bolnavul să vină dimineață, îl operezi la prânz și seara, noi de multe ori le dăm drum acasă sau a doua zi. Îl țin până a doua zi să fiu sigur, așa, să n-am... Dar altfel nu. Deci, practic, este pentru litiaza urinară, deocamdată limitați, repet, la cât? La 2,5 cm, ca mărime, ca să fim corecți. Dar în mintea mea, nelimitat. Pentru că dacă bolnavul acceptă două proceduri, poți să faci calculul, orice tip de calcul să-l distrugi, sigur că în condițiile astea cred că mesajul tratamentului modern în litiaza 2019 este acum, dar are niște baze formidabile încât sunt sigur că în 2020 sau 2021 asta va fi metoda de elecție, indiferent de NLP sau de SVL. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult, profesorul.